aș dori să trecem în partea a doua a acestui panel în domeniul drag, domeniul bancar. Și să dăm pentru început cuvântul doamnei Eleanor, vicepreședinte CheckBank. Am sărit peste o parte, scrie aici, sesiune de întrebări și răspunsuri. Am spus că această sesiune o facem imediat cu 20 de minute înainte de pauza de cafea. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Mirela ne va vorbi despre sistemele alternative de soluționare a litigiilor în afara instanțelor de judecată. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule Stănescu sau Dan. Suntem prieteni. Mă bucur că mi-a spus că mi-am bucut și dumneavoastră din timpul liber pe care în weekend ar trebui să-l petrecem alături de familie, să fiu astăzi prezentă în mijlocul dumneavoastră. Și aș începe prin adresa un salut și mulțumirile mele și ale CheckBank pentru organizatorii acestui eveniment. Și în calitate de bancher, să vă spun că sunt preocupată permanent de administrarea corespunzătoare a riscurilor semnificative cu care se poate confrunta banca în cursul activității desfășurate. Și aș aminti aici, în principal, riscul operațional, riscul juridic și reputațional. De aceea, consider că menținerea unei relații cordiale cu clientela de principii de încredere și transparență este esențială și de o deosebită importanță în activitatea pe care o desfășurăm. Cum spuneam, mă aflu astăzi aici pentru a afirma cu convingere că CheckBank și eu personal susținem medierea și profesia de mediator, pentru că vedem în această profesie, dar și în abordarea extrajudiciară, în rezolvarea conflictelor și a înțelegerilor de toate tipurile, o modalitate de loializare a clientelei și de păstrare a reputației într-un mediu de afaceri extrem de concurențial. Implicarea industriei bancare în stabilirea unei scheme naționale de soluționare alternativă a disputelor gen Banking Ombudsman, pe modele deja consacrate internațional, respectiv în promovarea medierii, datează încă din anul 2006, prin desfășurarea în cadrul Asociației Române a Băncilor a proiectului pregătirea unei recomandări oficiale către industria bancară referitoare la crearea în România a mediatorului bancar, susținută de dovezi ale avantajelor potențiale pentru bănci și consumatori. Studiile efectuate în rândul băncilor, autorităților relevante și clienților au arătat, la nivelul anului 2007, că în România nu există o instituție independentă și imparțială care să prevină și să soluționeze adecvat și eficient, în conformitate cu standardele Uniunii Europene, reclamațiile consumatorilor referitoare la serviciile și produsele oferite de bănci. Și în anii care au urmat acestui studiu, ceea ce s-a întâmplat în industria bancară prin transpunerea legislației europene a dovedit cu prisosință că, într-adevăr, o astfel de instituție era absolut necesară. Mai mult, aceste studii au mai arătat și că sistemele interne de rezolvare a disputelor la nivelul băncilor sunt considerate ca fiind parțial eficiente în oferirea unei rezolvări satisfăcătoare a reclamațiilor clienților, în conformitate cu standardele europene de protecție a consumatorului, cum ar fi educarea consumatorului, accesibilitatea sistemului, promptitudinea și furnizarea unui răspuns și despăgubirea acordată. Organismele naționale de protecție a consumatorului au o eficiență limitată în a rezolva reclamațiile consumatorilor de produse și servicii financiar-bancare, preferând de cele mai multe ori să aplice amenzi și alte sancțiuni băncilor, fără să existe o preocupare pentru facilitarea unui dialog între bănci și clienți. Educația pe probleme financiar-bancare a clienților, în special persoane fizice, este insuficientă. Și, evident, nu în ultimul rând, sunt încă salariați la ghișeele băncilor, care nu au o bună cunoaștere a produselor și serviciilor pe care trebuie să le ofere și nu știu cum să comunice cu clienții eficient. De asemenea, studiile efectuate cu aceeași ocazie au arătat că apelarea la mediere sau alte modalități alternative de soluționare a disputelor prezintă avantaje indiscutabile atât pentru bănci cât și pentru clienți. Și voi aminti aici 7 dintre aceste avantaje. Sporirea încrederii clienților în bănci, întrucât un mecanism imparțial, obiectiv și transparent în afara instanțelor de judecată, sporește încrederea clientului de a apela la serviciile și produselor băncilor. Sporirea protecției clienților, mai ales în contextul apariției unor produse și servicii financiare complexe, care presupun cunoașterea unor noțiuni bancare și financiare sofisticate. Îmbunătățirea ratei de retenție și creșterea gradului de satisfacție a clienților, întrucât băncile au ocazia să afle mai multe despre nevoile clienților și punctele lor de vedere cu privire la produsele și serviciile oferite, astfel putând să-și îmbunătățească produsele și serviciile, precum și relația cu clienții. Îmbunătățirea imaginii băncilor, având în vedere că publicitatea negativă generată de procese poate avea un efect neplăcut asupra afacerilor băncilor. Costuri mai mici pentru rezolvarea reclamațiilor, deoarece costurile pe care le suportă de obicei băncile în cazul judecării, pentru fiecare situație în parte, sunt mult mai mici decât cele ocazionate de judecată, taxe de timbru, onorarii avocați, experți, etc. Un proces educațional permanent, atât pentru bănci, cât și pentru clienți, medierea și mediatorii putând încuraja prevenirea reclamațiilor prin publicarea unor studii de caz care pot servi ca puncte de reper utile pentru consumatori și pentru industria financiar-bancară deopotrivă. Rezolvarea reclamațiilor și petițiilor clienților cu mai puțină birocrație și evitarea limbajului de specialitate. Cele mai multe dintre reclamații sunt de la consumatorii care au de suferit din lipsă de informare ori de cunoaștere în amănunt a domeniului financiar-bancar. La finalizarea proiectului, în octombrie 2007, recomandarea echipei de proiect a fost aceea că sistemul bancar trebuie să abordeze medierea în relația cu clientela. Ca o modalitate alternativă la soluționarea litigiilor în fața instanțelor de judecată, știut fiind faptul că pentru a gestiona cererile de chemare în judecată, băncile trebuie să aloce resurse umane și financiare considerabile. Dar, dincolo de acest impediment, preocuparea sistemului bancar a fost și este pentru păstrarea și consolidarea clientelei, dar și a reputației și încrederii acesteia în bănci. Pentru a sublinia necesitatea schimbării mentalității și abordarea cu prioritatea medierii oricor discute privind încheierea, derularea, aplicarea, interpretarea și terminarea unui contract bancar, atât de către bănci, cât și de către clienții acestora, am să vă dau doar câteva date statistice culese din raportul de activitate al instanțelor de judecată pe semestrul 1 al anului 2011, emis de Consiliul Superior al Magistraturii. Practic, aceste date statistice vin în plus față de cele care au fost deja exprimate în cadrul acestui panel. Pe rolul celor 179 de judecătorii se află în prezent peste 2.100.000 de cazuri, din care 9 adăugate în ultimii 4 ani, deci intervalul de referință 2007-2011, mă scuzați, 516.796 de dosare, adică 70% sunt cauze noi, cu o încărcare pe judecător de circa 700 de dosare, la nivelul judecătorilor. La nivelul celor 45 de tribunale, 41+5 speciale, se aflau la finele semestrului 1-2011, deci dacă facem o socoteală, calcul matematic, este clar că cifrele sunt total diferite astăzi, se aflau 645.919 cazuri, cu 70% deci mai multe față de 2007 și o încărcare pe judecător de 600 de dosare. Și mai departe am aici și curți de apel și în alta curte de casație și justiție, practic, pe rolul celor 240 de instanțe de judecată din România se aflau în semestrul 1-2011 aproximativ 3 milioane de cauze. Și față de cât a spus mai devreme că ar fi acum 4 milioane, iată că în semestrul 2 s-a mai adăugat încă 1 milion de cauze, ceea ce este de-a dreptul amețitor, care sunt distribuite spre soluționare unui număr de 4.242 de judecători, și care au reușit să soluționeze definitiv și irevocabil mai puțin de jumătate din aceste cauze. Dacă ar fi să ne gândim la câte resurse consumă toate aceste litigii, în special alocate de la bugetul de stat, resurse care ar putea fi folosite pentru alte domenii de interes național, învățământ, sănătate, infrastructură, cu siguranță că fiecare dintre noi ne-am gândit mai bine înainte de a ne adresa unei instanțe de judecată pentru soluționarea unui conflict minor. Ar fi de menționat că printre aceste 3 milioane de cauze înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, în cel puțin 10% figurează ca parte și o instituție de credit. Dacă acestui număr adăugăm și reclamațiile primite de ANPC împotriva băncilor, câteva zeci de mii într-un an, iată câte posibile conflicte dintre clienți și bănci ar putea fi mediate cu mai puține resurse umane și financiare. Și ca să vă explic că totuși este simplu de aborda la nivelul băncilor activitatea de mediere, dacă există disponibilitate și dorință de a îmbrățișa această modalitate alternativă, am să vă spun cum am făcut efectiv la CheckBank. La CheckBank am făcut trimitere în chiar condițiile generale de afaceri ale băncii la mediere. Deci este primul act juridic cu care ia contact un client când se adresează băncii. De asemenea, am făcut trimitere la soluționarea prin mediere și prin alte modalități alternative în contractele de credit. Persoanele fizice urmează să le amendăm și cele cu persoanele juridice și probabil toate contractele privind serviciile și produsele băncii vor avea o clauză distinctă privind medierea. N-am să vă spun ce am făcut în continuare în calitate de asociație profesională de mediere în domeniul financiar bancar, pentru că am astăzi alături de mine 3 dintre colegii mei, noi toți 4 suntem membri fondatori ai Asociației Finban, așa că le voi lăsa dumnealor plăcerea și surpriza de a vă spune că nu stăm, da, și încercăm să pătrundem în sistemul financiar bancar și să convingem băncile și apoi vom vedea cum vom convinge și clienții de necesitatea medierii, ca tot ce v-am spus astăzi aici să nu rămână doar un speech frumos care sună sublim, dar în realitate nu se face nimic. Vă mulțumesc pentru atenție, vă asigur de toată aprecierea și suportul meu în a face împreună o societate mai bună, mai pașnică și mai lipsită de conflicte. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, iată totuși un prim pas în domeniul bancar făcut de Banca Românească. Teoria dacă mentalitatea occidentală e mai sănătoasă decât cea românească a apărut în acest moment, pentru că totuși primul pas în domeniul bancar l-a făcut o bancă românească. Celelalte bănci, bineînțeles, sunt de naționalitate, la căruia acționariat sunt de naționalitate străină.